stimați telespectatori, toți suntem din nou la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Pantelimon, la secția de chirurgie, unde o să stăm de vorbă, ca de obicei, în ultimile luni, cu domnul doctor Liviu Petrea, medic primar, chirurg, șeful secției de chirurgie. Bună seara! Să rămână! Domnul doctor, despre ce vorbim în seara? Despre ce ne vorbiți în seara asta? Câteva probleme despre o suferință digestivă care în țările dezvoltate, nu, despre care în țările dezvoltate nu prea se mai vorbește. Dar acum, de ce ați vrut să insinuați că în țările dezvoltate noi ce suntem oare? Suntem și noi foarte dezvoltați, dar nu chiar. Da. Dar nu chiar, da. E vorba despre ulcer. Cum adică nu se mai vorbește în lumea largă despre ulcer? În lumea largă, ulcerul este o boală aproape eradicată. Puțini oameni mai fac ulcer, cei care au un nivel de trai foarte scăzut, oameni care nu se îngrijesc. Și din păcate, la noi încă mai întâlnim această suferință, ulcerul, care este o boală situată la nivelul stomacului și al duodenului. Ulcerul duodenal și ulcerul gastric. S-au făcut cercetări, s-a văzut că sunt entități diferite, ulcerul gastric de ulcerul duodenal. Astăzi povești de specialitate în care nu o să intru. Ce este important este că această boală a fost eradicată prin diagnosticarea ei precoce. Așa, prin diagnosticarea precoce. Lucru care a început să facă și la noi. În Japonia, de exemplu, apariția endoscoapelor, adică acele aparate care privesc în interiorul tubului digestiv, care sunt pe scară foarte largă acolo, au putut să facă screening, adică să facă la populații mari de cetățeni și să pună în evidență prezența ulcerului care se tratează medical la ora aceasta. Și noi facem asta. Și ar trebui ca fiecare om care are o suferință digestivă, adică dureri după ce mănâncă, pirozis, adică acru care vine pe gât, cum vorbim noi popular, slăbire, vărsături, toate acestea trebuie să atragă atenția pacientului, să prezinte la doctor, la medicul de familie, care îl îndrumă la un gastroenterolog, cel care face explorarea endoscopică cu acel aparat de care v-am vorbit. Asta pune în evidență prezența leziunii ulceroase, ia o mică biopsie de acolo, pentru că poate fi și cancer, bineînțeles. Poate fi cancer, dar mai poate fi ceva. Ulcerul are și o etiologie, adică o cauză, prezența unui parazit în mucoasa gastrică. E vorba de un parazit care face ca mucoasa gastrică să piardă din proprietățile ei, din calitățile ei, și atunci să fie vulnerabilă la acidul clorhidric din stomac. Este un parazit care se pune în evidență prin biopsie. Acum se fac și niște teste care nu necesită biopsia și care prin tratament cu antibiotic se rezolvă, dispare. Deci, endoscopia pune în evidență leziunea ulceroasă, bolnavul face tratamentul adecvat cu niște medicamente care acum se găsesc fără dificultate peste tot și se rezolvă problema. De ce spun că la noi trebuie să vorbim de această boală? Pentru că întâlnim în serviciile noastre nu numai ulcere simple, ci întâlnim complicații ale acestora, cum ar fi hemoragiile digestive. Am mai vorbit în întâlnirile noastre trecute despre hemoragiile digestive. Altă complicație foarte frecvent întâlnită la noi este perforația ulcerului și cu apariția peritonitei. Aproape în fiecare gard avem câte un ulcer perforat. Deci, nu numai că există ulcer, dar să ajunge prin neglijență, prin
lipsa igienei alimentare, multe adică, cauze. Adică lucruri nespălate, chestii de astea. Nu, în sensul că, în general, alimentare, în sensul că oamenii nu mănâncă ceea ce trebuie, adică când ce trebuie. Adică să nu mănânce, de exemplu? Oamenii ar trebui să mănânce consistent, proteine, regulat, nu ce dă Dumnezeu, ce dă Dumnezeu, așa, în stres și... Și vedem, deci, că ulcerul există și există chiar complicația lui. Complicațiile care sunt? Astea, v-am spus, hemoragiile, perforațiile cu peritonite, astea pe care le întâlnim aproape în fiecare gardă, de asta am și vrut să atrag atenția de existența acestei boli. Dar în ce caz ajunge la operație, domnule doctor? Ulcerul, la poate ora asta, se tratează. Se tratează. Deci, fără operație. Fără operație. La ora aceasta, ulcerul se operează când se ajunge la complicații. Hemoragia, vine omul cu anemie mare, varsă sânge sau are melenă, scaune negre cu sânge digerat, cu peritonite prin perforația ulcerului și astea sunt urgențe care se rezolvă la prezentare. Mai există și așa numitele penetrații, adică evoluția ulcerului cu modificările anatomice ale organelor și care dau stenoze, adică lumenul digestiv se îngustează în așa fel încât alimentele nu mai trec, nu își urmează cursul lor în digestie. Și oamenii varsă și se deshidratează și fac sindrome grave care afectează chiar viața. Și asta se pot, asta se ajunge. Asta trebuie operat. Trebuie operat, deci da, nu se poate. Da. Nu. Da, dar până la astea, până la acestea, tratamentul este medical la ora aceasta. Deci da. Lumea nu trebuie să mai face endoscopie? Nu. Face endoscopie, bolnavul acela cu suferințele digestive de care am vorbit, ia tratament și antibioticele pentru microbul ăla, Helicobacter pylori, și tratamentul specific antisecretor, sunt probleme pe care le... Da, probabil și mâncarea asta, repet, a spus de la început da. Care este problema cu ulcerul, trebuie să fim mai atenți cu noi înșine, nu prea suntem, că nu avem timp. Se pare că produsele care ne iau ochii sunt și ele destul de nesigure și uite că încet, încet... Neglijențele alimentare sau chiar lipsurile materiale. Păi sunt gazi la voi, la medici, în curând o să dați cu bani din câine, am auzit. O să vă facă salariile mari, vă lasă să luați... oficial șpaga, am auzit. Sigur, da, să-l impozit, s-o impozităm. Sigur. Păi da, impozita șpaga, dar nu s-i fraie. Da. Da. Da, nu, n-ar trebui să ajungem aici. Ar trebui să avem niște salarii decente și atunci discuția ar fi inutilă. Și... Da, bun. Păi, o să vedem. Utilă, inutilă, categoric, asta este ideea, că trebuie salarii decente pentru că un medic, ca să ajungă medic, trebuie să cheltuiască o groază de bani. Asta este clar. Numai cărțile alea pe care le au copiii, studenți sau chiar absolvenți în primul an, dau mii de, milioane de lei, milioane de lei vorbesc și unii spuneau că cine m-a pus să fac medicina, că tata mi-a ținut în facultate, acum mă ține în serviciu. Nu este firesc să emigrează, emigrează tinerii și... De ce să nu emigreze dacă n-au ce acolo, să mănânce? Și acolo găsesc posibilități de... De trai civilizate. Așa că nu spune nimeni să duci o viață mitocănească cu o opulență de astea de neam prost. Dar să trăiești civilizat, cred că se impune, nu? Și asta nu numai la medici, și la toate categoriile sociale. E, dar probabil că în curând, peste o lună, două, trei, cinci, lucrurile astea se pot rezolva, nu? Sperăm. Sperați. Da. E gata secția de chirurgie, că am înțeles nu, că... Nu, că mai avem puțin și va fi bine. Atunci fi... o să facem o emisiune acolo. Da, s-a făcut o reabilitare a părții hoteliere. Acum așteptăm reabilitarea din punct de vedere... al aparaturii medicale, se pare că ministerul și așa că am făcut milă de noi și o să avem ce ne trebuie, minimum necesar, dar... Și de voi ca medici și de pacienți care suferă țărași și că, uite, nu pot fi tratați așa cum trebuie uneori din cauza acestor aparate. Mulțumesc frumos, ne vedem peste două săptămâni. Să rămână. Deci, ulcerul, aveți grijă, stimați telespectatori. Mergeți la medicul de familie întâi, care o să vă îndrume acolo unde trebuie. La revedere! La revedere, să rămână!